Municipalitatea este pregătită să întâmpine iarna oricât de grea ar fi ea. Cel puțin așa reiese după prima întrunire a comandamentului de iarnă de la nivelul primăriei Giurgiu. Toți factorii de decizie implicați în dezăpezirea orașului, dar și în acțiunile de intervenție, au pregătit un plan de acțiune pentru eventualitatea în care iarna ce vine va fi bogată în precipitații. Am cerut tuturor direcțiilor din cadrul primăriei să facă un inventar al utilajelor. Ieri am făcut cu domnul comandant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență o inspecție asupra utilajelor, materialelor antiderapante și am luat unele decizii de a folosi un depozit existent în zona liberă ca să reușim să avem o bază de stocare mai mare pentru nisip, pentru sare. La ora actuală, spațiul al DADP-ului nu permitea o depozitare pentru aceste materiale pe termen lung. Erau cele de acțiune de urgență, noaptea, dacă se întâmplă. Vremea văd că ține cu noi, dar noi trebuie să fim pregătiți, fiecare persoană trebuie să știe ce are de făcut, fiecare persoană trebuie să, utilajele care le are în întreținere, să fie în stare bună de funcționare, să aibă personal de servant pentru acele utilaje. Iar dacă vom fi anunțați de către factorii de răspundere cu o zi înainte, cu o jumătate zi înainte, să fim pregătiți pentru ce e mai rău. Astfel, utilajele de dezăpezire sunt pregătite, materiale antiderapante sunt în stoc, iar sistemul de înștiințare alarmare funcțional. Având în vedere toate aceste aspecte, conducerea primăriei Giurgiu speră ca vremea rea să nu mai prindă municipalitatea pe picior greșit, așa cum s-a mai întâmplat, dar speră totodată și într-o iarnă blândă, fără evenimente nefericite.